Să trăiți. Proces verbal. Subsemnatul preda Costini, Costin domiciliat, la ce scrie acolo, serie cu tare. A condus autovehiculul. De eu n-am condus, eu am stat, am parcat. Am staționat, mai bine zis. Deci a condus autovehiculul marca Dacia cu număr de matriculare PH74 Eco pe șoseaua Nordului, mă rog așa, și a oprit neregulamentar pe trotuar, stânjenind circulația pietonală. Ma, am comis-o. Două puncte penalizare. E a doua bucată în două luni sau trei? În două luni. Au, l-am ajuns să iau una pe fiecare lună, am încurcat-o. Două puncte penalizare. Deci este genin circulația la pieton, dar nu era, era spațiu suficient să treacă pietonii. Problema se pune așa. Cum să o opresc eu la un bloc? Să-i duc mierea lui neomul ăla acolo. Cum să o opresc? Îmi fac și eu, văd și eu unde pot să opresc mașina. Că dacă o opresc la 500 de metri de blocul ăla, doar nu mă duc cu mierea în spinare, atâta drum. Și mai ia Costin cât o asta. Tot un proces verbal. Am mai luat unul, mai iau unul. Asta e, când te duci pe oraș, n-ai ce să faci. E greu. Credeți că scăpați de mine? Nu scăpați așa ușor. Pun mâine filmare. Am filmat-o azi, dar n-am avut timp să o văd, să o editez, să o încarc, să o așa. Pun mâine filmare. Că a fost un test. Am vrut să văd care e cu mine, care nu e. Dacă voi nu sunteți cu mine, eu sunt cu voi, a zis Alexandru Lăpușneanu. V-am testat, tăticule, să-i văd și eu pe aia răi și pe aia buni. Și am văzut. Pe aia răi i-am sortat, i-am dat deoparte. Pe aia buni i-am văzut și pe aia. Simplu, tata, ați văzut cum se face testul. Făcut, îl duce capul. Așa că stați liniștiți că filmulețe vor veni din astea așa, în direct. Mai cu o amendă, mai cu un proces verbal. Asta e viața, frate. Mai cu vânzare bună de miere, că totodată nu vând. O să vă arăt, am fost la reprezentanță la Dacia, m-am dus să iau Spring, să văd nou Spring. Și l-am băgat pe ăsta, le-am spus, doamnă, pot să-l vând? Zice, da, să vadă ce preț îmi dă pe el, dar ia-ți dă puțin. Nu știu dacă l-o-i vinde, nu l-o-i vinde, că m-am uitat la ăla nou și e la fel ca ăsta, i-a schimbat nițel bordul și bara de față, așa, câteva chestii, de același motor, aceeași caroserie, acele scaune, aceeași mașină. Pentru mine ar fi singura diferență că aia ar fi 0 km și asta are 40.000. Atât. Bun. Ce vreau să mai zic? Să nu credeți că mă pune cineva să revin pe YouTube sau că datorită cuiva sau... Nu, tata, a fost scopul meu ca să văd ce se întâmplă, să văd și eu care-s de partea mea, care sar pe mine, care nu. Și am văzut. Am făcut Costin acolo niște calcule. Treaba e bună. Treaba e bună. Nu știu ce vreau să mai zic. Pun mâine filmuleți. Deocamdată sunt în staționare, în parc. Acum sunt regulamentar. Mă, dă nu parchez regulamentar. Acum că am încurcat-o. Am niște puncte de penalizare. Și dacă mai opresc aiurea pe un trotuar, pe ceva, îmi dă amendă, îmi ia punctele alea și mă trezești fără permis. Am încurcat-o. Îl iau pe nepotul, șofer, ce să fac? Dacă n-am încurcat-o. Bun. Ce vreau să mai zic? Cam atât. M-a sunat Vestest, știți voi? M-a sunat că hai bă să vorbim. Bă, n-am nimic cu tine, trăiți-ar familia, n-am nimic cu tine. Tu vezi de familia ta, de stupii tăi, de familiile tale, de stup, de așa. Eu îmi văd ale mele. Eu nu te vorbesc de rău, nu te jignesc. Tu am văzut că mă cam vorbești. E treaba ta. Dacă ți-i așa îți place, să fii sănătos. Oricum eu membru cotizant la el, nu o să fiu, că nu am nevoie. Eu mă descurc cu stupii mei, mă descurc cu albinele mele, mă descurc cu mierea care mi-o vând. Pentru ce să mă abonez eu? Pentru ce să mă abonez eu? Spuneți-vă. Ce secret să aflu? Să dau miere la albine. Ăla e un secret? Nu-i secret. E o pagubă pentru mine. Mă, pentru mine să dau miere la albine e pagubă, tată. Intru în faliment.
că eu mirea o vând pe bani grei. Ce să secret să aflu? Să dau ceai? Știu și eu că se face ceai, dar eu nu-mi permis să fac ceai. Tata la albine, când e să le dau sirop, trebuie să le dau, să fac un butoi de sirop. Cine stă să facă cu butoaile? Eu știu că e bun ceaiul, să le dai la albine un ceai acolo. Ce să mai învăț? Niște tratamente mai bio? Cu frunză de leuștean, de nuc, de dud, de știu eu de ce. Tratamente bio, da, el le face, că e la bio treaba lui. Eu le fac pastele noastre dacii, mavrilor, barachet, de care avem noi. N-am ce să învăț. Adică pe mine ar putea, știi pentru ce ar fi bun pentru mine, vestesc, decât să-mi dea niște sfaturi cum ar fi să țin eu o stupină mai mare. Că el are stupină mare și poate să dea sfatul ăsta la cei cu stupine mici să țină și ei stupine mari. Uite bă, poți să întreții 200 de stupi, cam în felul ăsta, îți trebuie un angajat sau doi, sau îți trebuie asta, îți trebuie asta. Dar eu nu vreau, mă înțelegeți? Eu nu vreau să țin stupină mare, mie sunt suficienți ăștia, 50 de stupi, 60 acolo, mi-e de ajuns. Deci n-am nevoie de camion mare, n-am nevoie de modulare, n-am nevoie de tone de miere, de 10, de 20 de tone, nu-mi trebuie tăticul, eu sunt mulțumit așa, ușurel, e treaba bună. Da, cam asta e, așa că n-am nimica cu el, să știți, el e cu life-urile lui, cu stupii lui, cu abonații lui care îi cotizează acolo, e treaba lui. Dar nu ne jigni pe noi ăștia lanții, prin diferite modalități, prin life-uri, să râs de noi, așa mai pe ocolite, că nu rezolv nimic, ca și ochii apicultorilor văd treaba asta. Deci nu căuta să ne jignești așa mai pe ocolite, că să simte tată când ne jignești. Repet, n-am cu nimeni nimic, vorbesc cu toți apicultorii, dar nici nu-mi place să intru în anturajul cuiva. Adică într-o cât o gașcă, așa să zicem, bă, se formează acolo 7 apicultori și hai să punem la cale, nu știu, un pastoral, să punem la cale o plecare, unde... nu, mie îmi place mai independent, așa, mai liniștit, că acolo unde se strâng 2, 3, 5, ies și probleme. Chiar și în pastoral când pleci 2 deja ies probleme, da, păi dacă sunt mai mulți. Așa că rețineți ceea ce vă spun, n-am nimic cu nimeni. Dar ochii mei văd, urechile mele aud, când se vorbește și se bate apropo de un apicultor sau de altul, că ăla n-are măci bune, că ăla are stupii slab, că ăla și bază decât apropo așa și comentezi, nu e bine pe tata, hai să vorbim serios, mă, și... Oricum, în primăvară, Costin trebuie să fie numărul 1 la puiet. De ce? Ca și vreau eu să fiu numărul 1, care e problema? Adică să am ramele așa cele mai pline de puiet, în stilul meu de dezvoltare, da? Cu sirop, cu turte, cu ce mă pricep eu, Costin demonstrează că o să aibă așa puiet baban. Până februarie așa. În februarie ar trebui vreo 2-3 rame bune să fie. Și atunci să vă văd care reuși să vă țineți de mine. Deci, eu nu mai iau la întrecere la tone de miere, că cu 50 de stup nu poți să faci mai mult de 3 tone, nu? Nu mai iau la întrecere la număr de stupi, că am doar 50, tată, n-am sute de stupi. Nu mai iau la întrecere în bani, alții au bani mulți. Nu mai iau la întrecere cu casa, eu am o casă bătrânească, alții au palate, treaba lor, sau mașini, sau... Nu, dar la puiet vă iau tăticule, asta e, Costin știe mersul să-i dezvolte. Bă, puietul n-ai cum să-l falsifici, mă. Că la miere mai comentează unii, că dacă mierea nu-i bună, că dă zahăr, că... Puteți comenta ce vreți voi. Mă, dar la puiet poți să-l falsifici? Hai ziceți-mi voi pe dreapta. Când scoți rama așa din stuf, cum scoate Costin așa până februarie, niște plăci de puiet, aia se poate falsifica? Ziceți voi, n-ai cum să mai falsifici, aia e reală. Adică la o anumită dată din lună, bă, să zicem, 15 februarie, să-și arate fiecare puietul în stilul lui de lucru cu care să-l audă, că e vestest, că e... Cine ar fi din țara asta, nu contează. Demonstrați, tată, și scoateți rama așa, să vedem cum arată. Costin a demonstrat de vreo 10 ani pe YouTube că mă pricep. Că am avut și niște probleme, mai cu puiet văros, mai cu varoa, mai cu depopulări. Am avut, tata, asta e. Care recunoaște că a avut și el bine, care nu... Am avut decât eu, mă, și gata. Ba, dar la dezvoltare nu prea are cine să mă ia tăticule. Și după aia, ca în fiecare an, Costin a arătat că pleacă la rapiță, scoate miere bună la rapiță, în jur de o tonă, până într-o tonă, plus minus, plec frumos el la salcâm, la fel, în jur de o tonă, plus minus, că nu poți să știi cum e anul,
apoi un tei și floarea soarelui, iar un cotonă. Și asta e mirea tată. Băi, chestia e că am arătat în fiecare an, când extrag mirea, am scos mirea, am arătat-o în butoi, în găleată, am arătat-o și pe raft când o vând. Și toți sunt persoane care zice că n-are cum, domne, să facă, n-are cum. E treaba voastră, că nu credeți, da? Bun, cam atât am avut de spus, de stați liniștiți că a fost decât un test ăsta. Ca să văd eu niște chestii și am văzut, am tras concluzia. Și continuăm așa cu niște filmulețe. Bun, cam atât pentru azi. Mâine urmează altă filmare și tot înainte. Sănătate și numai bine. Și urmează să fac o schemă interesantă. Bă, până nu faci o schemă, un plan așa de atac pentru anul următor nu prea funcționează. Așa că stați aproape că urmează o schemă.